Domnul să-i binecuvinteze și să-i întărească. Amin. Vă invit acum cu respect să deschidem Sfintele Scripturi la cartea 2 Samuel, capitolul 16. Voi da citire la un pasaj biblic, începând cu versetul 5 până la versetul 14 inclusiv, pagina în Biblie 342. 2 Samuel, capitolul 16, versetul 5. David ajunsese până la Bahurim și de acolo a ieșit un om din familia și din casa lui Saul, numit Shimei, fiul lui Gera. El înainta blestemând și a aruncat cu pietre după David și după toți slujitorii împăratului David, în timp ce tot poporul și toți vitejii stăteau la dreapta și la stânga împăratului. Shimei vorbea astfel când blestema: Du-te, du-te, om al sângelui, om rău! Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat și Domnul a dat împărăția în mâinile fiului tău Absalom. Și iată-te nenorocit că ești un om al sângelui. Atunci Abishai, fiul Țeruiei, a zis împăratului: Pentru ce blestem acest câine mort pe domnul meu împăratul? Lasă-mă, te rog, să mă duc să-i tai capul. Dar împăratul a zis: Ce aveți voi cu mine, fii Țeruiei? Dacă bleastă-mă, înseamnă că Domnul i-a zis: Bleastă-mă pe David. Cine-i va zice, dar, pentru ce faci așa? Și David a zis lui Abishai și tuturor slujitorilor săi: Iată că fiul meu, care a ieșit din trupul meu, vrea să-mi ia viața, cu cât mai mult beniamitul acesta. Lăsați-l să blesteme, căci Domnul i-a zis. Poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine, în locul blestemelor de azi. David și oamenii lui și-au văzut de drum. Shimei mergea pe coasta muntelui în dreptul lui David și, mergând, blestema, arunca cu pietre împotriva lui și vântura praf. Împăratul și tot poporul care era cu el au ajuns la Aiefim și acolo s-au odihnit. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, vă mărturisesc că de o bucată de vreme la acest pasaj biblic și pe care Domnul mi l-a pus pe inimă. Și aș dori să am un mesaj bazat pe acest pasaj biblic pe care am să-l intitulez: Cum să facem față criticii abuzive sau, dacă vreți, criticii nedrepte. Vreau să menționez de la bun început de ce am pus acest titlu, fiindcă există și critici constructive. Există critici pe care unii din frații noștri ni le pot adresa din dragoste, iar noi, în calitate de slujitori sau lideri sau așa mai departe, în lucrarea în care va așeza Dumnezeu, ar trebui să luăm aminte la ele, să ne îndreptăm, să ne pocăim acolo unde este cazul. Însă, în această după-amiază, aș dori să abordez acest lucru care ține de prelucrarea caracterului, pentru că noi suntem chemați ca să ne asemănăm Domnului nostru Iisus Hristos în toate lucrurile, care, așa cum este scris prin Apostolul Petru, atunci când era batjocorit, nu batjocorea, când era chinuit, nu amenința, ci se încredea dreptului judecător. Sensul acesta, cred că este nevoie să ne înarmăm și noi spiritual cu Cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem fi învățați, să putem să adoptăm niște principii în viețile noastre, ca să știm cum să facem față criticilor abuzive. Modul în care un slujitor, un lider, un membru al bisericii sau în orice lucrare ai fi implicat, modul în care faci față unei critici va spune ceva despre tine. Și modul cum reacționezi când vine încercarea criticii peste tine s-ar putea să te facă să-ți câștigi prieteni noi sau s-ar putea ca aceia pe care, mă rog, care sunt și așa deja înverșunați împotriva ta să fie și mai răi decât au fost. Depinde de tine, depinde de modul și înțelepciunea pe care, mă rog, ca Dumnezeu să-mi o dea și să-ți o dea ca să faci față atunci când vine încercarea criticii. Cu câțiva ani înainte de povestirea noastră, regele Saul era conducătorul lui Israel, nu intru în detalii, știm bine cum l-a ales Dumnezeu, fiindcă lepădase pe Domnul și s-a trecut de la teocrație la democrație, ca să spunem noi așa, în care Israelul a cerut un împărat. Însă acest rege al poporului, cerut de popor, devenise neascultător de Dumnezeu și astfel lui Dumnezeu îi păruse rău că l-a pus pe Saul ca și împărat. Așa că Dumnezeu s-a îndreptat și și-a ales un alt om care să-l înlocuiască pe acest rege al poporului pe nume Saul și și-a găsit un bărbat după inima lui Dumnezeu pe nume David. Singura problemă era faptul că Saul încă nu murise, nu abdicase de la tron și nu și-a arătat nici măcar cea mai mică intenție să abdice de la tron. Cu toate acestea,
David era deja alesul lui Dumnezeu, avea chemarea și ungerea lui Dumnezeu. Odată ce Saul și-a dat seama că David este alesul lui Dumnezeu, este următoarea alegere a lui Dumnezeu pentru tron, a încercat în mai multe rânduri să-l omoare. Numai că, prin contrast, David a avut și el câteva ocazii bune să ia viața lui Saul. Însă David și-a jurat lui însuși și înaintea prietenilor săi, înaintea familiei sale, că el nu va face acest lucru, el nu va pune mâna niciodată pe unsul Domnului și că va lăsa, ca la vremea hotărâtă, Domnul să-i facă dreptate. Așadar, el a devenit un proscris din țara în care l-a așezat Dumnezeu și a trebuit să fugă, să se ascundă prin peșteri, prin țara filistenilor, după cum bine știți în Cartea Samuel și Cartea Împăraților. Ei bine, timpul a trecut, Dumnezeu și-a ținut promisiunea, David a ajuns împărat, însă după 30 de ani, se ridică cineva din urmașii lui, ieșit din coapsele lui, să folosesc expresia biblică, pe nume Absalom, care voia să dea o lovitură de stat. Absalom a încercat această lovitură de stat, s-a răzvrătit împotriva propriului său tată și împotriva unsului lui Dumnezeu, așa că David a devenit din nou fugar. Ei bine, parcă acestea nu erau suficiente de purtat și de dus ca și poveri pentru împăratul David, care era și un proroc și cântăreț și care îl reprezintă într-o oarecare măsură pe Domnul nostru Iisus Hristos, el a trebuit să fugă și parcă nu a fost destul toate acestea pentru el, dar într-un moment total nepotrivit și neașteptat pentru el, mai apare în scenă acest personaj negativ pe nume Shimei. Dar ce l-ar fi determinat pe acest Shimei să se poarte într-un mod atât de ticălos cu David? El avea o boală, și anume criticismul, sau așa cum o numește Abishai, această boală este sindromul unui câine mort. Așa îi se adresează el împăratului David și spune: îngăduie să mă duc să-i tai capul acestui câine mort, care nu încetează să blesteme, să arunce cu pietre, să vânture praf împotriva împăratului domnului meu, spune Abishai. Ei bine, oamenii cu spirit critic, asemenea lui Shimei, ei se concentrează întotdeauna asupra defectelor altora. De aceea, atunci când cel de-al patrulea ia cuvântul în cartea lui Iov, după ce ascultă pe cei mai în vârstă decât ei, pe nume Elihu, el spune în capitolul 34, versetul 3, să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun. Dar vai, foarte mulți oameni și chiar anumiți oameni din biserică, pot să spun, în loc să vadă binele, le place atât de mult și atât de des să vadă răul. Dacă i-ai făcut cuiva binele de 9 ori și odată, 10 ori, ai uitat să-l faci, nu că i-ai făcut rău. Ei își vor aduce aminte de acel lucru pe care tu ai uitat să-l faci, dar de acele 9 dăți că le-ai făcut binele, nu își vor mai aduce aminte. Spiritul critic se concentrează, așa cum spuneam, la ceea ce este negativ asupra altora. Ei sunt foarte vocali în nefericirea lor față de modul în care trăiesc alții. Și oamenii critici nu doar că se focalizează asupra a ceea ce este negativ, dar limbajul și comportamentul lor sunt de așa natură încât să-i minimalizeze pe cei din jurul lor cu care conviețuiesc sau cu care au relații. Deși persoana aceea pe care ei o visează, nici măcar nu a intenționat vreodată să le facă rău. Dar așa sunt oamenii care au acest sindrom al acestui câine mort pe nume criticismul. Ei sunt atât de evidenți în spiritul lor negativ încât sunt cunoscuți de către alții ca și niște indivizi mereu nemulțumiți și critici. Citeam undeva despre un cuplu, doi bătrânei care se aflau într-o călătorie prin țară, soț și soție, care s-au oprit la marginea unui restaurant pentru a lua prânzul împreună. După ce au servit masa și s-au pornit la drum, după o bună bucată de drum, soția, bătrâna, să spunem așa, și-a adus aminte că nu-și mai are ochelarii și că i-a lăsat undeva lângă vaza de flori pe masa care serviseră prânzul. Soțul a explodat într-o atitudine critică și tot drumul, și încă să se adauge la toată pățania cu ochelarii, faptul că nici nu putea să întoarcă și următoarea ieșire de pe autobandă era la nu știu câte zeci de kilometri. Tot drumul, până ce s-au întors ei înapoi, până să găsească un loc în care să întoarcă și tot drumul înapoi până la restaurant,
A continuat să o critique și să o acuze pe bătrână pentru prostia și stupiditatea ei și cum a putut fi atât de nepăsătoare încât să-și uite ochelarii. Bătrâna nu îndrăznea nici măcar să-și ridice privirea din pricina acestei atitudini acide și critice a soțului ei. Când într-un final au ajuns la locul cu pricina și bătrâna se pregătea să se coboare din mașină, soțul se adresează și îi spune: ei bine, dacă tot te-ai oprit să te duci acolo să-ți recuperezi ochelarii, ai putea la fel de bine să-mi aduci și pălăria mea din cuier. Acum observați cum se comportă Shimei. El este extrem de negativ față de David. Este foarte vocal în antipatia lui față de David. Aruncă cu blesteme, cu pietre și cu murdărie și vântură praf împotriva lui. Deși nu avem nicăieri pe paginile Scripturii o mențiune în care David să-și fi măcar arătat intenția ca să-i facă rău acestui om pe nume Shimei. În cele din urmă, un general, o căpetenie de-a lui David este pur și simplu atât de ofensat când aude aceste blesteme, fiindcă oamenii de bine sunt întotdeauna ofensați când văd criticismul abuziv, încât îi cere voie lui David să meargă să ia capul acestui, expresia folosită de el, câine mort. Sigur, vom vedea în continuare, David nu face acest lucru, deși putea și era în autoritate să o facă, Ariel pur și simplu meditează la cele spuse și decide să accepte tot acest criticism și aceste blesteme îndreptate asupra lui. Citeam undeva despre un predicator care s-a folosit de pilda talanților ca să vorbească în biserica în care sluja despre darurile spirituale și după ce a terminat predica, vine o soră la el și a spus: frate, zice, a fost o predică grozavă, vreau să spun ceva. Și spune soră, zice, eu ți-am ascultat predica cu pilda talanților și cred că am și eu un talent. Da? Predicatorul, păstorul mirat, și care e acela? Zice, eu cred că am darul criticii. Când păstorul a auzit că are darul criticii, a spus: eu, soră, cred că cel mai bine ar fi să faci ce a făcut acel care a primit un singur talent. Du-te repede și îngroapă-l. Catherine Marshall, care era considerată de foarte mulți ca fiind una din cele mai evlavioase femei ale secolului trecut, avea această trăsătură a criticismului în ea însăși și s-a hotărât înaintea Domnului să postească de la a fi critică. Așa cum unii se luptă cu anumite patimi, cu anumite vicii, luăm zile de post ca Dumnezeu să ne curățească, să ne ajute să biruim anumite porniri ale firii pământești din noi, această femeie pe nume Catherine Marshall, care era evlavioasă în secolul ei, era recunoscută ca fiind o femeie a lui Dumnezeu, a luat post de la criticism și spunea ea: în prima jumătate a zilei am simțit pur și simplu un gol și aproape că aș fi ștearsă ca persoană. Pe la amiază nu am scos niciun cuvânt, spunea ea. Însă în familia noastră vorbăreață nu a observat nimeni lucrul acesta, fiindcă la noi în familie toți sunt vorbăreți, așa că dacă am tăcut eu, nici nu și-o da seama nimeni. Ceea ce a observat ea spunea că sistemul federal, sistemul judiciar și biserica instituțională s-ar putea la fel de bine înțelege și fără criticile mele persistente și pătrunzătoare. Pe scurt, spunea ea, dezbrăcată de posibilitatea de a face comentarii negative, fiindcă ea postea tocmai pe tema criticii, ea a descoperit că nu mai are nimic de spus. Și uite așa, cu câteva zile de post, a scăpat și a eliberat-o Domnul de spiritul acesta a criticismului abuziv sau nedrept sau acid. Aceasta era natura lui Shimei. El era un om lăsat naturii, lăsat pradă naturii acestui spirit critic, negativ. Acum David, prin contrast, aș vrea să privim la David, acest rege, acest om al lui Dumnezeu, aș vrea să privim cu atenție la el și să observăm că ar fi avut motive față de Shimei chiar să fie critic. Ar fi avut toate motivele să se infecteze, dacă vreți, cu un spirit critic. Fiindcă era lipsit de siguranța sa, era trădat de propriul lui fiu, era respins de poporul lui Dumnezeu, a rămas doar cu o mână de oameni. Și în plus, nu mai era un tânăr capabil să facă față presiunilor și problemelor vieții. Aceasta a fost unul din cele mai întunecate ceasuri din viața împăratului David, dacă vreți. Și apoi,
cum se spune, colac peste pupăză sau capac peste toate, vine acest Shimei care să arunce aceste blesteme, aceste ocări asupra împăratului. În timpul care îmi rămâne la dispoziție, aș dori să vedem câteva lucruri în această după-amiază, și anume, haideți să vedem cum să facem față criticismului. Pentru a putea vedea cum să facem față criticismului, care poate veni și în viețile noastre, să ridice mâna cineva care nu a fost criticat niciodată de nimeni. Dar nu pe drept, pe nedrept. Deci totdeauna au avut dreptate când v-au criticat, nu? Atunci trebuie să ne pocăim dacă au avut dreptate. Dar nu s-a întâmplat niciodată să n-aibă dreptate la care te critică. Dar nici nu n-o știut prin ce treci tu, ce suferi tu, dar te-au criticat. Nu e așa? Că am trecut toți prin astfel de momente și astfel de încercări în care am suferit de anumite critici acide, abuzive din partea cuiva. Primul rând, aș vrea să observăm modul în care vine criticismul. Un prim mod prin care vine criticismul este pur și simplu datorită slujirii dumitale. Tu nu trebuie să faci nimic în biserică, doar să fii implicat într-o slujire. Ei bine, nu trebuie să faci nimic, în sensul, ai ajuns într-o slujire. Pur și simplu ai fost promovat într-o slujire. Bineînțeles, ai fost promovat pentru că ai făcut ceva, dar ai ajuns într-o slujire. Este suficient să fii într-o slujire, să fii în comitet, să fii ordinat, să fii lider de tineret, să fii ușier, să te ocupi de copii, să reciți o poezie sau o cântare, sau să faci ceva în biserică. Este suficient pentru ca să fii criticat. Critica este o realitate inevitabilă pentru lideri. Singura modalitate de a evita critica este să nu faci nimic, să nu fii nimic și să nu spui nimic. Și atunci s-ar putea să scap de critică. Dar nu-i sigur. Ei bine, liderii, asemănător Domnului Iisus Hristos, va trebui să răspundă criticilor lor cu înțelepciune, cu încredere în Dumnezeu și cu umilință și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi, critica va veni întotdeauna la momentul nepotrivit. David fusese în mijlocul unei crize familiale. Fiul său, Absalom, așa cum anticipam, s-a răzvrătit și a conspirat împotriva lui David și a întors toate sondajele de popularitate împotriva lui David. Inima lui David a fost frântă din pricina răzvrătirii fiului său, Absalom. La fel și noi, nu ar trebui să ne așteptăm ca criticile să vină în viețile noastre atunci când suntem pe culme, atunci când ne merge cel mai bine. Nu. Criticile vor veni atunci când suntem la pământ, atunci când ai probleme familiale, atunci când ai probleme în biserică, atunci când ai probleme de tot felul, când ai probleme financiare, atunci vor veni criticii, pentru că ei sunt de obicei, fac parte în categoria lașilor și te vor lovi atunci când ești jos, atunci când ești căzut, atunci când ești cel mai jos, atunci te vor lovi. Deci, vezi, așa trebuie, de-aia îți merge așa, de-aia așa, pentru că ai făcut așa și cealaltă. Crizele personale și familiare oferă pur și simplu de foarte multe ori ocazia criticilor să reacționeze și să-i facă pe alții ca să-și piardă încrederea în tine ca lider și făcând critica și mai probabilă, nu mai mică, așa cum ne-am fi așteptat. Apoi, în al treilea rând, un al treilea mod în care vine critica va veni adesea într-un mod greșit. Natura publică a criticilor lui Shimei s-a adăugat la umilința actuală a lui David în fața generalilor săi, în fața familiei sale. Ei vedeau pe comandantul lor, pe regele lor războinic, ca un fugar care trebuia să fugă, să se ascundă, care avea o putere inferioară față de Absalom și care pur și simplu este ocărât, este insultat, este blestemat de un biet fermier pe nume Shimei. Critica publică, dați-mi voie să vă spun, este cea mai dăunătoare pentru reputația noastră. Dacă Shimei ar fi aplicat modelul biblic pe care Domnul Iisus Hristos îl scoate în evidență din Matei 18, versetele 15 și 19, du-te și mustră-l între tine și el și dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, atunci lucrurile ar fi fost foarte simple. Însă, interesul criticilor care sunt conduși de firea pământească nu este să câștigi pe fratele tău, este să murdărești pe fratele tău, în multe cazuri. Și atunci, în loc să se ducă personal să spună ceva, abia așteaptă ocazie să mai fie doi sau trei și să arunce cu murdăriile pentru care nu are de multe ori nicio bază în tine. Apoi, critica, în al patrulea rând, o a patra modalitate prin care vine critica va veni adesea de la oamenii nepotriviți.
Șimei era un om de rând din tribul lui Beniamin. Nu avea nicio autoritate ca să vorbească el împotriva împăratului. Hai să zicem când un slujitor îl mustră pe alt slujitor. Sau când, mă rog, dar când vine, mă rog, nu știu cine, ca să dea el lecții și să dea nu știu câte și să critique și nu știe multe detalii, fiindcă un slujitor are și consemnul de a păstra mărturia, de a nu spune anumite și de a nu divulga anumite lucruri. Dar cei oameni nu știu și mai că i-ar obliga pe unii ca să spună ce nu trebuie spus. Dar Dumnezeu să dea înțelepciune la slujitori, să nu divulge și mai degrabă să suporte critica și într-o zi Dumnezeu va arăta cine a avut dreptate decât să-și încalce consemnul de slujitor al lui Dumnezeu. La fel s-a întâmplat și cu David, la fel cu, ca și acei critici care stăteau în picioare și strigau și ovaționau, nu va porni niciodată, nu va porni niciodată, atunci când Robert Fulton își dezvăluia noua lui invenție, vaporul cu aburi. După ce au văzut că vaporul a demarat, s-au regrupat, au trecut într-un alt grup și au spus, nu se va opri niciodată, vai, nu se va opri niciodată. Orice ai face, vor fi critici care întotdeauna vor avea ceva de comentat la adresa ta. Și în al cincilea rând, critica va veni adesea dintr-un motiv greșit. Acuzația lui Șimei nu avea prea multă bază. Șimei îl acuza pe David că este un ucigaș al casei lui Saul, însă majoritatea comentatorilor biblici consideră că Șimei se referea la moartea lui Abner, consemnată în 2 Samuel, capitolul 3, versetele 31-39, acel pasaj în care David pur și simplu n-a avut nicio vină, ci Ioab a fost cel vinovat, și la moartea lui Ișboșet, descrisă de 2 Samuel, capitolul 4, versetele 5-12. De aceea nu este imposibil ca moartea lui Saul și a lui Ionatan să o fi avut în minte acest Șimei. Însă Biblia ne demonstrează, care este cuvântul lui Dumnezeu, că David n-a avut niciun amestec în niciuna din aceste patru morți, ci mai degrabă David a pedepsit pe cei care au adus aceste vești triste și care s-au bucurat de moartea vrăjmașilor lui. Acesta a fost David. Pur și simplu, Biblia arată că chiar i-a plâns foarte mult pe fiecare din acești oameni. Așa cum spuneam, criticile din partea celor care ne iubesc și sunt constructive și sunt spre binele nostru, ele trebuie primite cu umilință, vor trebui recunoscute de către noi înșine și, sigur, ca urmare, va trebui să ne îndreptăm și să ne pocăim atunci când ni se atrage atenția și criticii noștri au dreptate. Al doilea rând, dacă am văzut în primul rând modul în care se poate manifesta critica nedreaptă, în al doilea rând aș vrea să observăm cum să răspundem după voia Domnului la critici. Deci este important cum să răspundem după voia Domnului, pentru că putem răspunde și în felul nostru. Dar răspunzând doar așa în felul nostru, s-ar putea să ne atragem mai multe critici. S-ar putea să învrășbim mai mult pe cei ce ne critică și așa mai departe. Dar atunci când vom răspunde după voia Domnului la critici, s-ar putea ca Domnul din dușmani să ne facă prieteni. Și nu numai atât, dar Dumnezeu va arăta celor din jurul nostru. Wow, acesta este un slujitor, un om al lui Dumnezeu. Vedeți cum răspunde el la critici? Și foarte mulți vor avea ocazia ca să te folosească drept model pentru viețile lor. În primul rând, cum să răspundem după voia Domnului la critici? Atunci când vine critica, exercită autocontrolul. Când vine critica, exercitați autocontrolul. Când Șimei l-a criticat pe David, prietenul său Abishai era deja gata pregătit cu o soluție. David, împăratule, domnul meu, lasă-mă să mă duc să-i tai capul. Și am rezolvat cu el, am închis gura. Ce atâta pietre, ce atâta bolovan, ce atâta blesteme, ce atâta praf. Am sabia, îi tai capul și am rezolvat problema. Cui nu i-ar place să aibă niște prieteni așa ca Abishai, nu? Hai să fim sinceri. Tu să nu fii vinovat, să nu faci nimic, cineva te ponegrește, te vorbește de rău și vine altul și închide gura. Bine, nu cu o sabie, nu-i taie capul, dar merge, îl rezolvă câteva. Și a zis, slăvit să fie Domnul, mi-a făcut Domnul dreptate. Dar nu e așa. Vreau să observați că David nu s-a bucurat de o astfel de prietenie. Las că mă duc eu și fac dreptate. I-a oprit pe cei care voiau să-i facă o astfel de dreptate. Pur și simplu i-a oprit. David a respins această reacție pripită și a demonstrat, în schimb, un total autocontrol.
Așa cum spuneam, au fost în puterea lui David această reacție. Era o oportunitate pentru el să se răzbune și putea să zică, no, păi nu eu, păi uite, Abishai, ce să fac cu el? El când a văzut cum mă ocărăște, păi în plata Domnului cu Shimei, nu? Putea să spună. Dar a spus, nu, tu nu te duci, sabia ta rămâne în teacă. Eu sunt gata să suport și să sufăr această ocară. Pur și simplu, dacă Abishai l-ar fi rezolvat pe Shimei, la bagajul emoțional al lui David s-ar fi adunat încă o povară în plus și ar fi fost prea mult ca să o suporte. Biblia, în schimb, ne învață autocontrolul și în Proverbe, capitolul 16, versetul 32, ne spune: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cel care este stăpân pe sine este mai de preț decât cel ce cucerește cetăți. Doamne, ajută-ne că atunci când vin criticile nedrepte, abuzive asupra noastră, în primul rând să fim gata să practicăm autocontrolul, să ne asemănăm cu Tine, care atunci când erai chinuit, Tu nu amenințai. Atunci când erai batjocorit, Tu nu răspundeai cu batjocuri. În al doilea rând, când vine critica, meditează profund la sursa și la conținutul ei. David, rog să observați că nu l-a demonizat imediat pe Shimei, ci pur și simplu a considerat că Dumnezeu s-ar fi putut folosi de Shimei într-un fel sau altul. David s-a oprit să mediteze la sursa și conținutul criticii și meditând la ceea ce i-a aruncat Shimei sub formă de blesteme și acuzații și critici, s-a oprit să mediteze o clipă și a vorbit cu el însuși și și-a spus: încearcă oare Dumnezeu să-mi spună ceva prin aceste critici? Încearcă oare Dumnezeu să-mi spună ceva prin acest beniamit ostil? Ascultându-i pe critici, trebuie să luăm în considerație orice mic adevăr din criticile lor, astfel încât să putem crește spiritual, să ne putem dezvolta spiritual și să avem propășire în lucrarea în care ne-a așezat Dumnezeu. Făcând acest lucru față de criticii noștri, demonstrând răbdare, demonstrând această înțelepciune, pur și simplu vom fi după placul și după voia lui Dumnezeu. Proverbe 15:31 ne spune: urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Dar este o zicală care spune: dacă pur și simplu cineva te face măgar, doar nu-l lua în seamă, doar ignoră-l. Dar dacă după un timp vine un altul și te face măgar, ar trebui să te oprești, să meditezi, să îndrepți acele lucruri pe care le-ai greșit, ca să nu mai aibă ocazia aceasta. Și spunea acest om: dar dacă după un timp a treia persoană te face tot măgar, atunci mai bine cumpără-ți oșa. A fi lider înseamnă a fi criticat, dar adevăratul scop al predării evlavioase sub critică nu este pur și simplu să supraviețuiești criticilor tăi. Dumnezeu nu vrea doar, wow, fratele Daniel a supraviețuit, bravo, l-am mai trecut un examen. Dumnezeu nu vrea doar să supraviețuiești, ci pur și simplu Dumnezeu vrea ca tu să fii suficient de înțelept ca în mijlocul criticii să poți auzi vocea lui Dumnezeu, să poți auzi glasul lui Dumnezeu, chiar printr-o critică nedreaptă, printr-un neadevăr, că 90% erau neadevăruri pe care le-a rostit Shimei împotriva lui David sub formă de blestem, reproșuri și critici. Dar acel 10, acel 5% de adevăr, vrea Dumnezeu să-l poți auzi și să-l poți folosi în viața ta și chiar prin cei mai nepoliticoși și înverșunați critici ai tăi, să poți auzi vocea lui Dumnezeu, că până la urmă Dumnezeu poate vorbi și prin măgar și măgărițe, nu-i așa? Ei bine, ca și slujitori al lui Dumnezeu, am face foarte bine să imităm această atitudine a lui David de a ne cerceta. Poate că am ajuns prea lumesc, poate că am ajuns într-o slujbă de conducere și nu mai sunt cum am fost înainte, sunt părtinitor. Acum, gata, dintr-o dată sunt cineva și tai și spânzuri și fac în stânga și în dreapta, îmi scuzați expresia. Pur și simplu m-am schimbat și vin criticile împotriva mea. Ar trebui să iau aminte la aceste critici, la 5, la 10% din adevărul lor, să mă îndrept și să mă pocăiesc. Sigur, de asemenea, este foarte interesant să demontăm aceste acuzații ale lui Shimei. Observați ce a spus el în 2 Samuel 16, versetele 7 și 8. Domnul a adus asupra ta tot sângele casei lui Saul. Cu alte cuvinte, ești prins în propria ta răutate.
Dacă privim aspectul exterior al criticilor lui Șimei, s-ar putea ca ele să confirme un anumit adevăr, fiindcă David era jos, am putea să spunem, Dumnezeu l-a dus pe David în această stare, fiindcă David era jos, însă, în acuzațiile lui Șimei, el nu avea câtuși decât dreptate, fiindcă această stare prin care Dumnezeu l-a trecut pe David nu a venit datorită răutății lui față de casa lui Saul. Dimpotrivă, Șimei a greșit atunci când a spus că toată această stare de a fi prigonit de fiul său ieșit din trupul lui vine din pricina răutății împotriva casei lui Saul, este un neadevăr, este fals, fiindcă David s-a purtat cu bunătate față de casa lui Saul. Dimpotrivă, avem exemplu biblic în care a căutat urmașii lui Saul pe Mefiboset, care era urmașa lui Saul prin Ionatan, și a căutat să-i facă bine, l-a pus să șadă la masa împăratului și l-a hrănit cu bucate toată viața. Apoi Șimei a greșit, pentru că David nu era un om însetat de sânge. Deși atunci când citim 1 Cronici, capitolul 22, versetul 8, când Dumnezeu îi spune lui David, Davide, nu tu vei zidi casei mele, numelui meu o casă, pentru că tu ai purtat războaiele Domnului, tu ai vărsat foarte mult sânge, par să fie cuvintele Domnului, dar în realitate n-a fost așa. Adică, într-adevăr, David era un om al sângelui în sensul că a vărsat mult sânge, dar nu era un om al sângelui în sensul să fie iubitor de sânge. El a vărsat sânge, fiindcă așa i se poruncise, fiindcă era o unealtă, era o sabie în mâna lui Dumnezeu și a trebuit să poarte războaiele Domnului. Dar nu vărsa sânge să se amuze, așa de plăcere, de amuzament. Nu, nu acesta era David. Apoi Șimei a greșit, pentru că nu David l-a adus pe Saul și familia lui la ruină, ci Saul însuși și-a dus familia și pe urmașii lui la ruină, datorită, cum bine știți, neascultării lui Dumnezeu. Vedem foarte bine că fiecare critică la adresa lui David a fost doar la suprafață adevărată. În schimb, ele erau superficiale. În conținutul lor erau false. Cu toate acestea, David și-a păstrat controlul și a căutat să-l trateze pe Șimei nu ca pe un dușman, deși merita, ci și-a arătat îndurare față de el. În al treilea rând, când vine critica, adu-ți aminte de păcatele tale. Când cineva te critică, adu-ți aminte de păcatele tale. Cu această ocazie a criticii aspre și-a adus aminte de păcatul său. Rog să privim la 2 Samuel 16, versetele 10 și 11. Dar împăratul a zis, ce aveți voi cu mine, fii țeruiei? Dacă blastămă, înseamnă că Domnul i-a zis, blastămă pe David. Cine îi va zice, dar pentru ce faci așa? Atunci David i-a spus lui Abishai și tuturor oficialilor săi, poate că Domnul i-a spus așa ca să blesteme. Fiul meu, ieșit din carnea mea, încearcă să-mi ia viața, cu cât mai mult beniamitul acesta. Oare David, oare Dumnezeu l-a pus pe Șimei să blesteme pe David? Nu. Dar de ce crede David lucrul acesta? Pur și simplu, înainte cu câteva luni de acest incident, David păcătuise grav împotriva lui Dumnezeu. Știți bine că s-a culcat cu soția celui mai bun prieten al său, cu Uria, a lăsat-o însărcinată, iar apoi, ca să-și acopere păcatul, l-a trimis pe acesta să fie ucis în luptă, să fie pus în locul cel mai greu, ca să fie ucis printr-o scrisoare pe care o purtase el însuși. În acel moment, David a fost mustrat prin prorocul Natan și Dumnezeu i-a promis că viața lui va fi o viață amară. Nu va mai fi o viață plină de pace și așa mai departe, ci va fi o viață foarte grea și va fi un fugar. Iată-l acum pe Șimei făcând mizerabilă viața lui David în timp ce fuge de armatele lui Absalom. Și în aceste critici, împăratul David recunoaște că s-ar putea ca Șimei să fie mesagerul lui Dumnezeu, care să aducă toate aceste blesteme asupra lui. Vedeți, întotdeauna este bine să stăm și să analizăm aceste critici, să nu ne pripim în a da imediat un răspuns. Citeam undeva despre un bărbat care era în vizită la o mătușă de-a lui, Vari, și a asistat la o discuție în familie. Această mătușă a lui Vari era căsătorită cu unchiul Vil, ca să spunem așa, și sigur, erau două femei, această mătușă a lui Vari cu doamna Sils, care discutau lucruri religioase, evlavioase. După ce discuția lor s-a încheiat, mătușa acestuia care povestește se întoarce spre soțul ei, unchiul povestitorului, și spune, auzi, ce știi? Zice, doamna Sils este o foarte bună creștină, dar totuși eu cred că trăiesc mai aproape de Domnul ca ea. Care unchiul Vilo, măsoară, se uită la ea și spune,
Nu cred că nici, cred că niciuna nu-l înghesuie. Și discuția s-a încheiat. Înțeles, când încep să mă laud, să mă afirm, s-ar putea să nu stau atât de aproape de Domnul cât cred eu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, este relatat un fapt în care o femeie este prinsă în adulter, este adusă în fața Domnului Iisus, acuzatorii stau gata, echipați cu pietre în mâini ca să o lapideze și atunci Domnul Iisus, cum biruie acel spirit critic, Biblia ne spune, Evanghelia ne spune că s-a plecat să scrie ceva în nisip, nu se știe nici în ziua de astăzi ce a scris Iisus acolo, dar nu acesta este punctul cel mai important. Cert este că Domnul Iisus s-a ridicat și a făcut o afirmație. Cine dintre voi se consideră fără păcat, să arunce primul cu piatra în această femeie. Ei au lăsat piatra, pietrele jos le cadă din mâini, de la cel mai mic până la cel mai în vârstă și au plecat cu toții, rușinați. Oare? Nu ar trebui să luăm seama la faptul că Dumnezeu ne poate vorbi prin acest mesaj? Nu cumva chiar stăm pregătiți ca după biserică să avem niște pietre în buzunar sau pregătite în gențile noastre, să le îndreptăm asupra cuiva din biserică? Dacă ne găsim în această ipostază, mă rog ca Domnul să-ți vorbească și să fii gata să dai drumul acelor pietre și să te pocăiești. În 1 Ioan ne spune capitolul 1, versetele 8-9, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Doamne, curățește-ne! Că nu ne plac criticile, dar de multe ori stăm pregătiți cu pietre ca să aruncăm și să criticăm pe alții. Ajută-ne, Doamne, să fim înțelepți în sensul acesta. În al patrulea rând, când vine critica, nu te lăsa distras de la scopul tău. Principala preocupare a lui David, vă rog să observați, că nu era Șimei, ci Absalom. În versetul 11, el ne amintește oamenilor săi adevăratul pericol, și anume adevăratul pericol era fiul meu, încearcă să-mi ia viața. Obiectivul principal al lui David era să-și ducă armata, să-și ducă oamenii lui de aproape la un adăpost. Acesta era obiectivul și scopul principal. Dar satana, întotdeauna prin criticii tăi, nu uita, caută să te deturneze de la scopul lui Dumnezeu. Caută să te ocupi cu lucruri de nimic și să iei în seamă toate criticile în loc să-ți vezi de treabă și să continui să faci lucrarea lui Dumnezeu. Așa a făcut cu David și mei, așa au încercat să facă Tobia și ăștia ceilalți din echipa lui cu Neemia. Au spus, lasă lucru și vino să stai la taclale, la vorbe cu noi. Și a spus, nu, eu nu voi lăsa lucru. Câtă vreme mă duc la taclale cu voi să povestim versuri uscate, lucrul Domnului nu avansează, zidul nu se zidește singur. Eu sunt liderul lor, eu trebuie să fiu acolo, trebuie să-i ajut să termine zidul. Eu nu mă voi duce să stau de vorbă cu voi, fleacuri și nimicuri. Vedeți, satana caută prin critici să te deturneze de la scopul lui Dumnezeu. Scopul lui David, așa cum spuneam, era să-și ducă armatele la un adăpost. Critica în sine are puterea de a ne abate de la planul lui Dumnezeu, de la parcursul pe care Dumnezeu ni l-a trasat, de a umbla în voia lui Dumnezeu. De aceea, cel mai sigur remediu pentru a scăpa de o asemenea incursiune, asemenea deturnare a vrăjmașului, este să ne amintim de chemarea și de ungerea lui Dumnezeu. Dumnezeu, dacă te-a chemat și te-a ales să te pună într-o slujbă, Dumnezeu nu face niciodată greșel. Azi îl unge pe David, mâine lasă să-l omoare Saul sau lasă să-i arunce și mie o piatră în cap. Nu, niciodată. Dumnezeu când te alege pentru o lucrare, pentru ceva, El nu te lasă imediat. Îți dă timpul necesar ca tu să umbli în voia lui Dumnezeu, să-ți desfășori lucrarea. Și apoi Domnul știe, dacă n-ai rămas fidel sau dacă are de gând să te aducă acasă, e altă problemă. Dar nu Domnul, azi te cheamă, mâine te dă jos. Nu există, Dumnezeu nu face astfel de greșeli. Fie că este vorba despre un critic ostil sau de negura care se așterne peste viețile noastre atunci când un membru drag al familiei noastre este bolnav. Sau poate ai rămas singur, ai rămas fădus sau ai pierdut pe cineva, ai pierdut un copil în familia ta. Nu uita că Dumnezeu este întotdeauna acolo și va scoate binele din toate criticile care vin asupra ta și din toate blestemele care vin asupra ta. Dumnezeu a dat lui David putere de a absorbi criticile și de a merge mai departe și îți va da și ție putere să absorbi toate criticile și să mergi mai departe ca un adevărat copil și ca un adevărat om al lui Dumnezeu. Nu uitați, critica face parte din decorul slujirii. În orice slujire ai fi angrenat, critica va fi și acolo prezentă.
Deci tot ceea ce a trebuit să facă David, a trebuit să-L cheme pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este acela care a împlinit toate promisiunile. Și vedem în continuare cum Dumnezeu l-a reașizat pe David pe tron. Nu-i așa? Dumnezeu i-a dăruit înapoi lui David tronul. Avem atâtea promisiuni ale lui Dumnezeu care sunt gata să se împlinească. Nici de cum nu te voi uita, nici de cum nu te voi părăsi, sau nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Sau unde sunt doi sau trei adunați, sunt și eu prezent, care se adună în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Și poate că cea mai frumoasă promisiune pe care o cunosc este: acum nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Nimeni nu te mai poate osândi. Întotdeauna vor exista și mei în această viață, care vor căuta să te denigreze, vor căuta să te critique, vor căuta să te blameze, să te bârfească, ca să se poată ridica în propria lor estimare. Dar când recunoaștem adevărul din Romani capitolul 8, și mei lumii acesteia pălesc în comparație cu această promisiune a lui Dumnezeu, care nu va îngădui ca această critică să te deturneze de la scopul lui Dumnezeu, și chiar dacă te va răni, te va vindeca Dumnezeu. Când ne reamintim acest adevăr spiritual, noi putem fi vindecați de boala aceasta spirituală, de sindromul unui câine mort. Există întotdeauna oameni care sunt gata să se bucure atunci când un lider este căzut, când nu-i merge bine în familie, când a făcut o greșeală, ca om putem face greșeli și așa mai departe, și să-i dea lovitura lașului. Se spune că atunci când britanicii și francezii luptau în Canada prin anii 1750, era un amiral pe nume Phipps, al flotei britanice, care a fost trimis să ajute la această operațiune de invazie asupra Quebecului și trebuia să sprijine forțele terestre. Și a avut ordin de la general să aștepte acolo până când trupele terestre britanice vor veni ca să intre în Quebec. Acest general, amiral pe nume Phipps, nu știu din plictiseală sau ce, a văzut acolo pe catedrale, pe turnurile catedralelor, niște sfinți, niște statui, sfinți făcuți în statuie. Și a dat ordin armatei lui să tragă obuse, cartușe, nu știu câte o tras, dar istoria ne spune că atunci când au venit forțele terestre, ăsta a rămas fără muniție. Nu a mai putut să-i ajute cu nimic și au consumat toată muniția pe sfinții de pe turnuri din ceramică sau din piatră. Vedeți, la fel se întâmplă cu criticii. Criticii își epuizează toate glanțele pe nimic și când se fac o lucrare, ei nu sunt în stare să o facă, că nu au nicio resursă. În al treilea rând și ultimul, cum voi fi eu îndreptățit? Cum voi fi eu îndreptățit? Poate că Dumnezeu a folosit critica cuiva pentru a mă smeri. El mi-a oferit, răspunzând criticilor, prin modul meu de abordare a criticii și modul meu cum voi răspunde, ocazia de a trăi Evanghelia, în care criticii să vadă: wow, l-am criticat, l-am tocat mărunt, dar omul acesta continuă să trăiască Evanghelia. Vedem în el chipul Domnului Iisus Hristos. Pur și simplu, Dumnezeu poate folosi critica ca să-mi reînnoiască dependența mea de Dumnezeu. Și să nu uitați că lucruri mai dureroase decât critica unui dușman sunt poate tăcerea oamenilor de la care ne așteptam să ne țină partea și să ne susțină când am avut cea mai mare nevoie de ea. Și n-au făcut-o. Este mai dureroasă decât o critică. Este firesc să dorim să fim îndreptățiți în public atunci când cineva ne critică pe nedrept, și psalmii sunt plini de astfel de dorințe în care sufletul psalmiștilor strigă după o astfel de exonerare, după o astfel de îndreptățire din partea slujitorilor lui Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ce a făcut? L-a răsplătit pe David, dându-i înapoi tronul și învingându-i pe vrăjmașii săi. Asemenea lui David, și noi, dacă vom rămâne credincioși și vom răspunde după voia lui Dumnezeu când suntem criticați, Dumnezeu ne va binecuvânta, Dumnezeu ne va așeza și pe noi într-un loc de valoare. Și mai mult, în lumea cealaltă, Dumnezeu ne va oferi foarte mari recompense. Pentru Shimei a fost o pagubă. David l-a iertat. David, cum spuneam, îl reprezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos. Shimei a fost iertat. Atunci când Absalom este ucis de Ioab, când și-a încălcit părul în copac, Dumnezeu l-a scăpat. E sigur, e clar, este fiul lui, dar a fost vrăjmaș în acel moment. Atunci se întoarce și Shimei cu slujitorii lui să-l întâmpine pe David. Și a spus: iartă-mă, că am fost un nebun. Și David îl iartă. Îi oferă o a doua iertare.
Prima dată îl iartă că nu lasă pe Abishai să-i taie capul și a doua oară când ia din nou împărăția și arată lui Shimei că voia lui Dumnezeu a fost ca el să ia din nou tronul, îl iartă a doua oară. Dar ce face Shimei cu această iertare a lui Dumnezeu? Pur și simplu s-a dovedit în continuare a fi un caracter fals. Și cine a citit cartea întâi împărați s-ar putea să spună, păi David nu l-a iertat, numai superficial, pentru că i-a poruncit lui Solomon pe limbă de moarte să ia mau, să spunem așa, să-i taie capul lui Shimei. Însă dați-mi voie să vă spun un adevăr care se ascunde acolo. Pur și simplu, David i-a transmis lui Solomon ca acesta să-l analizeze și să-l lasă să-i vadă caracterul. Dacă caracterul lui va fi acela al lui unui om al lui Dumnezeu iertat, absolvit, atunci, sigur, să se comporte cu bunătate cu el. Dar un om căruia îi fug slujitorii, ce fel de om e ăla, după părerea dumneavoastră? Vin slujitorii și el se duce să-i aducă. Fug nu de bine ce le-a fost. Dați-mi voie să spun, fug după modul cum s-a comportat cu ei. Vedeți răutatea lui Shimei? A avut ocazia să fie iertat de două ori. Pe noi de câte ori ne-a iertat Domnul Iisus Hristos? Câte ocazii ne-a oferit și ne-a iertat? Ce facem noi cu iertarea lui Dumnezeu? Cum răspundem noi la criticism? Apucăm să ne facem dreptate, să ne batem noi înșine cu mâinile noastre? Sau așteptăm ziua în care gloriosul Mântuitor are să ne răsplătească și are să ne ridice? Doamne, dă putere Bisericii Elim să răspundă după voia Ta criticismului, fiindcă astfel vom avea o biserică puternică, o biserică zidită de adevărul lui Dumnezeu, o biserică cu caracter care să rămână în dragostea lui Dumnezeu și o biserică puternică în care Dumnezeu se va manifesta prin darurile Duhului Sfânt. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin! Amin.